Prătinilor, tot mi-au furat sculile. Mă nenorocit hoțul și tălharii ăștia. Așa ceva, nu se poate. Meram la Ciurila. Sus, pe deal. Meram la Ciurila. Să vedem că au zis că unde o săpat pentru fundație, o distrus fundația. I-ați distrus fundația. Nu vă mai dau niciun ban la Ciurila pentru excavator. Să fim înțeleși. 1.300.000 plătești tata pe zi, pe oră. Ne, colonie. Uitați-i și pe ăștia. Aici nu luăm și o casă, în curba asta. Să știu nervos tot timpul când trebuie să parchez, când trebuie să ajung acasă. Uitați cum are Audi. Ia. Are suflu în el de numă. Așa mi-are botul pe aici, gândești că e în triunghiul Bermudelor. Jaf, jaf. Vedeți? Uitați, curbă. Pilot automat, câinile să-ți bate în zgardă. Și pe aici era bine, ia, avem o căsuță. Ia. Cu mândreață. Verdeață, un pic de gredină. Un pic de gredină. Telescoape bune, nu sună nimic. Să vindem ăsta BMW-ul și ăsta și să zeu un jipuleț. A? Pot. Ce e jeep? Ce să fac cu jeep-ul? Cum ce să faci cu jeep-ul? Trebuie jeep. Dar ce? Da, pe ce să fac cu jeep-ul? Să nu zeu un jipuleț, un... A? Lexus, un din alea. Nu, nu vrea jeep. Bă, dar cum mi-o fura mie tăche sculile, mă, de acolo, mă? Bă, știi ce? Fiți atenți. Cine le-o fura? Nu știu. Nu știu cine. Trebuie să mă uit, dar... Trebuie să mă uit încă o dată pe clip. Când am fost cu de-aia, bă, eu când filmez, eu știu ce... Eu nu-s fraier. Numai că întorc camera repede, bam, bam, bam. Trebuie să pun, să stai acolo să se vadă. Trebuie să filmez când am fost cu piștii, să filmez alea, peciu, și dacă se vede cleștile de tăiat la mare, săcurile, și bunele nu se pot vedea. Hamu, cum să nu, și hamu. Era și hamu acolo, să mor eu dacă nu. Piștii unguri când s-au luat alea, dar încă nu-l acuz. Încă nu. Mă uit pe clip atent. Vă rog foarte frumos și voi, pe clipurile cu piștii, să vă uitați atent maxim. Au fost așa, săcurile cu codă verde. Din de ăla de la Leroy Merlin. Deci am dat o groază de bani pe ele. Hamul ăla portocaliu, ați văzut? Am luat un ham mai slab. Ăla era ham care se punea pe picior, pe din ele, pe tot, atunci când l-am cumpărat. Pe ăsta, hamul ăsta slab, am dat 3 milioane. Hamul ăla mai special a fost vreo 5. Vă dați seama. Și ăla cu zimț. Am avut și din ăla cu zimț la mașina de tuns iarbă. Deci din aia cu zimț. Și din ăla cu tri din ele. Ca și mașina extraterestră. Și sârmă. Din ăla cu cablu. Nimic n-a mai fost. Dispărut tot. Și după ce mă uit bine pe clipuri, am să înjur, nu să înjur, să blastăm până de Crăciun. De familie, de copii, de tot, tot, tot. Nu pentru banii ăia, pentru tupeu.
deținut. Pentru tupeu. Deci nu zică piștii, nu zică ăla, nu zică ăla, dar o să mă uit pe clipuri și eu știu că ultima dată am văzut una din săcuri. După aceea n-am mai văzut niciuna. Uitați. Aia are de dat cur mult jos. Uitați-i. Ați văzut? Mărg cu bicicletele. Dar știți cum mărg? Ia așa. Eu nu așteptam când depășești, trebuie să iei toată banda aia altă să o depășești. Păi eu nu l-ai acățat cu oglida sau cu ceva, i-ai frânt ligamentele de la picioare, ortopedia îl mâncă, înțelegi? Aceea tot s-a ripătit, dă-le că nu știu ce și eu. Oh, oh, oh. Du-te, du-te acum dacă ai intrat pe aici. Uite că aici era să intre un om mine. Am mers și așa și a intrat la până în fața mea. Am vrut să opresc motorul, să mă dau jos, să iau o piatră, să-i dau un parbriz. Dar chiar când a fost în fața mea, a tras un pic și eu bang. Și-o tăiat-o de numai. Să-i dau cu piatra în parbriz. Mă dă i-am jos sub bolovan. Bă, n-am mai mult. Am mare cu mine cu din astea. De-abia aștept să fac 60 de ani să mă duc cu 4 luni la an. Pușcărie. Că de 10 ani Nelson Mandela condamna 10 ani de zile. Bun. 10 ani mă duc cu 4 luni la an. Înțelegi? 4 ani. Mai dau pe acolo la muncă, la ceva, la plechit, la coșuleță, la știu eu, lădiță, la... Înțelegi tu? 6 luni să scade, fac 3 ani jumate, viu acasă. Îți mai dau încă 10 ani și te-am chilăvit. Eu mă conserv la temiță, înțelegi? 20 de ani Nelson, nu-i bai. Tot cu 4 luni la mă duc, bubule. Înțelegi? Trec la 65, jap. Mă duc cu 3 luni la an. Stai cu minte. Și următorii 30 de ani de viață îi fac pe-n temiță. Cu ce? Cu rezultatul interferenței de a anihila jigodiile penale care m-au maltratat verbal, virtual. Na, să-ți dau să poți să duci. Cine te-a pus să-ți faci de lucru cu mine? Stai cu minte! Și eu mă duc la pucălie și râd. Și tu, apital, au, 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 au. Au, 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 au. Înțelegi? Și după aceea, pe drum, mergi în stiluri de breakdance, în stiluri de hip-hop. Înțelegi tu? Sau, dacă nu, mergi electrocutat pe scaunel electric. Astea-s niște superstiții. Îți niște superstiții, prietenilor. Tu le-ai, Doamne, ce bate soarele ăsta pe aici. N-am astupat, că de aici trebuie, vine mâine camion să-l iei. La ăla-i dau 1 milion. 8 milioane ca să iei de aici, ciocărată la de sus. 8 milioane. La camion. Și după aceea vine și un din ăla mic. Escavator mic. Deci pe ăstea mă rupe, mă descentrează. Să vezi de n-am luat cheia care trebuie. Fii atentă cu furașul aspiratorul, e aici. Aspiratorul e aici, Nilai. E acolo aspiratorul. Ioi. E aici, acum am cumpărat nouă. Înțelegi? Du-te, de șurubează la jur, ține. Când ajunge și tu, la mic ajunge. Trebuie vorbit cu domnul Alintișă, sărmâna boierule. Vă rugăm frumos, puteți să ne
aduceți și pe noi în societate, că suntem cu beceauă pe o raiță și nu-i bine. Tăta apa care spală vasă, mâncresuri de mâncare, de alea, curge în stradă. Nu-i bine, miroase urât. E nasol. Toată mizeria aia intră în pământ. Intră în pământ și mai încolo Vasile V. Vasilache are fântână și zice că bea apă curată. De unde? Bea apă plină de un soare de pe tocană, un soare de pe știu eu ce. Înțeleg și alte nenorociri. Speriamo.